Festivalul Național de Romanțe și Poezie Rapsodii de toamnă, organizat la Câmpul Lung, a devenit un reper în rândul manifestărilor de acest gen din România. Ediția din acest an va aduce pe scena Casei de Cultură a sindicatelor concurenți din întreaga țară, dar și din Republica Moldova. Vor fi reprezentanți din București, Târgoviște, Alba Iulia, Slobozia, Huș, Vaslui, Pitești, Curtea de Argeș și Câmpul Lung. Manifestarea are două secțiuni, interpretare romanțe și recitare poezie. Fiecare concurent va prezenta în cadrul festivalului concurs câte două piese. Câștigătorii vor primi din partea organizatorilor diplome și diferite premii. Programul va fi următorul. Miercuri 2 octombrie, de la ora 18, concurs. Joi 3 octombrie, de la ora 17:30, gala laureaților. Că plec de lângă tine și în urma mea îți las poate tristeți. Dacă într-o zi te vei gândi la mine, atât aș vrea ce-a fost să nu regret. Festivalul Național de Romanțe și Poezie Rapsodii de Toamnă a ajuns anul acesta la cea de-a 14-a ediție. Ca de fiecare dată, acesta va fi organizat de Primăria și Consiliul Local Câmpul Lung împreună cu Casa de Cultură Cede Aricescu, Casa de Cultură Tudor Mușatescu, Cercul Militar Câmpul Lung și Școala de Arte și Meserii Pitești. Așadar, mușcelenii sunt așteptați timp de două zile să pătrundă în lumea romanțelor de altă dată. Intrarea va fi liberă.